Salut, sunt Aliona Radulov și vă prezint noua mea comandă îndeplinită din argilă polimerică. Asta sunt butonierele mirelui și al nunului. Lucrez în această tehnică de 5 ani, este un hobby al meu care îmi place foarte mult, e unul din hobby-urile mele care, pentru că am mai multe. Petalele, frunzulițele sunt foarte flexibile și își capătă forma de la bun început. Parcă sunt adevărate, numai că nu au miros. Nu se tem de căderi și dacă nimerim cu aceste lucrări în ploaie, nu ne temem că pierdem lucrarea, pur și simplu o scuturăm puțin și o lăsăm să se usuce la aer. Nu se va întâmpla cu ea nimic. La fel și pentru fiete, buchetele pentru fiete care se îmbracă pe mână. La fel, petalele sunt flexibile. Îmi place foarte mult să lucrez din acest material. Deja nu mai este tensiune ca la început. Acum e o plăcere. Mi-a venit ideea să nu o aplic cu clei, dar să o prind cu acușorul, ca după ce se termină nunta, fetele să poată această lucrare o folosi pentru viitoarele festivități în coafură. Da, da. Iată, fără dantelă, arată lucrarea așa, compoziția asta din flori. Și deja din experiență, foarte frumoase coafuri se primesc înfrumusețate cu așa lucrări. Ele se pot efectua în diferite culori, diferite flori, cu frunze sau fără, sau pur și simplu o floare mare. De obicei se prind, iată, cu sau se pun pe agrafe. Sunt diferite metode. Fiecare fată știe deja ce anume îi merge mai mult. Mulțumesc pentru vizionare și vă doresc tuturor să aveți hobby foarte interesant cum am și eu.